Clubul de fotbal Zarea Bălți a realizat un proiect inedit. Astfel, în holul clădirii administrative a stadionului orășenesc și-au făcut apariția tricourile fotbaliștilor emblematici, care au evoluat pentru clubul din Bălți. Președintele formației din nordul Moldovei, Adrian Bogdan, ne-a relatat despre originea ideii de a crea Sala Gloriei. Am luat așa o decizie să punem și noi tricourile celor mai valoroși sau celor mai glorioși jucători care au adus faimă orașului Bălți, pentru că, în primul rând, acest lucru este foarte important bălțenilor. Printre aceste tricouri se regăsesc numele veteranilor care au jucat la Zarea pe timpurile Uniunii Sovietice, dar și numele jucătorilor care au evoluat pentru Olimpia Bălți, iar acum lucrează la Academia echipei. Sunt jucători emblematici pentru orașul Bălți, Caragoceu, Berco, Dijovski, care s-au afirmat nu numai la noi, la Bălți, și la echipa bălțeană, atât cât și peste hotare, au fost golgheteri în diferite țări, în Rusia, Rogaciov, Berco a jucat și în Austria, au mai fost jucători care pe timpul fostei Uniuni Sovietice a jucat secretarul general domnul Cibotar, portar, domnul Mațiura, care activează la Rostov și sunt pe primul loc acum în campionatul Rusiei, domnul Spiridon la Șahtior Donetsk. Așa că, într-adevăr, am pus niște jucători emblematici care au adus o contribuire mai mare la echipa Zarea. Cei care vor vizita stadionul formației Zarea Bălți vor putea simți și vedea câte ceva din istoria echipei din nordul Moldovei.